Timp de două zile la Soroca se desfășoară cea de-a cincea ediție a Universității Populare de Vară Constantin Stere. Evenimentul a debutat astăzi cu depuneri de flori la busturile scriitorilor Mihai Eminescu, Ion Creangă, Constantin Stere, Grigore Vieru, după care a urmat lucrările Universității Populare de Vară. La ora 10.30 a început sesiunea de comunicări, deputații în sfatul țării din Ținutul Soroca și reunirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Tot astăzi a avut loc vernisarea expoziției Institutului Cultural Român Chișinău, centenarul Unirii Basarabiei cu țara. Iar ulterior a urmat două lansări de carte, Constantin Stere Publicistică și Figuri Sorocene. La orele 14.30 au fost deschise lucrările cele de-a două sesiuni de comunicări, personalități contemporane de înținutul Sorocii, Ana Bejan, Ioan Mănăscurtă și Petre Popa. Comunicarea au susținut academicianul Valeriu Matei, Ana Bejan, prima femeie prefect din istoria românilor, academicianul Mihai Cimpui, Ioan Mănăscurtă sau recitarea semnelor, Vitalie Răileanu, Petre Popa, poet, actor și regizor de teatru. Ziua s-a încheiat cu spectacolul Țara mea de glorii, Țara mea de dor, realizat de o trupă de actori de la Teatrul Poetic Alexei Mateievici din Chișinău, care a început în jurul orei 18 la Teatrul Venemin Apostol din Soroca. Pe data de 22 iunie, la ora 10, la Liceul Constantin Stere, va avea loc masa rotundă cultura românească la Soroca în perioada României mari. Cea de-a cincea ediție a Universității Populare de Vară Constantin Stere este desfășurată de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în colaborare cu Consiliul Raional Soroca, Primăria Orașului Soroca, Direcția Raională Educație din Raionul Soroca, Direcția Raională Cultură și Asociația Culturală Grigorie Vieru Soroca.